Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite. O injecție greșită i-a răpit lui Eugen Dragu dreptul la o viață normală. A rămas infirm, iar deficiența îl împiedică să-și găsească un loc de muncă pentru a-și întreține familia. Am încercat, dar deocamdată ce am un handicap de picior, nu prea te primește nimeni. Cei care v-au respins când ați mers la angajare, ce v-au spus? Au fost frică, ceași dacă te urc mai sus pe ceva, la un nivel mai sus și caz, Doamne ferește, noi răspundem. Nu vrem să ne luăm răspunderea pentru așa ceva. Și în primul rând zice, tu suferi de un handicap de picior și nu poți să muncești, zice, tu nu ești om de muncă. Alocația celor trei fetițe, Elena în vârstă de 4 ani, Emanuela de 3 ani și Florentina de 11 luni, este singurul venit stabil al familiei. Din acești bani trebuie asigurată hrana întregii familii. Misiune imposibilă pentru mamă, care la rândul ei nu-și poate căuta un loc de muncă pentru că trebuie să aibă grijă de cei trei copii. Dumneavoastră ați încercat să vă găsiți un loc de muncă? Am încercat, dar n-am putut pentru că o am pe cea mică și nu stă fără mine. Ea este obișnuită cu mine și foarte mică, n-am cu cine să o las. La cheltuielile pentru hrană se mai adaugă și cele pentru utilități, care cu greu pot fi acoperite lună de lună. Capul familiei muncește cu ziua pe unde apucă, însă banii nu sunt de ajuns niciodată. Din ei, mama gătește pentru toată familia un singur fel de mâncare, iar pentru că de multe ori nu iau nici pe aceștia, se împrumută pe la vecini. Cum vă descurcați cu întreținerea celor trei copii? Mă mai duc cu ziua, pe la un vecin, pe la altul, mai muncesc, cu ce de Dumnezeu. Chiar dacă el nu aduce în ziua aia, poate că ne împrumutăm de vreo 10 lei, 20 de lei de la vecini și le luăm să mănânce. Însă rare ori are ce să le pună pe masă fetițelor la micul dejun. Dimineața la micul dejun aveți ce să le puneți pe masă? Nu, dacă nu este bani, n-avem. Când e bani, le cumpăr să aibă și pentru dimineața și după amiază, dar când nu e bani, n-avem ce să le dăm. Mi s-a întâmplat ca cel mic sau cele mici să ceară ceva și să nu aveți? Ba da, mi s-a întâmplat. De multe ori. Poate că și acum câteva zile mi-a cerut și n-am avut niciun bani să le iau ce să le... să le iau ceva să mănânce. Și n-au avut și au înțeles, au stat cu mici. E mai greu cu cea mică, că dacă nu am să-i dau sau plânge, face foarte urât. Eugen își dorește ca măcar de sărbători să le poată oferi o masă îmbelșugată copiilor săi. Și nu încetează să spere că cineva, pentru care deficiența lui nu va fi un impediment, îi va putea oferi un loc de muncă pentru a-și întreține familia. Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite!